ziua! Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă. După ședința în care am aprobat bugetul județului Călăraș pe anul 2019. Ne dorim ca evenimentele pe care cu toții le trăim la momentul ăsta în județul Călăraș să fie pentru binele cetățenilor, să fie, să spunem, o repartiție pe care bugetul județului Călăraș să aibă un echilibru în tot ceea ce face. De aceea astăzi vreau să prezint invitații pe domnul Dinu și pe domnul președinte Brișan, care sunt prezenți pentru că avem câteva întrebări în această conferință de presă după ceea ce prezint eu, și pe domnul director Gramar, care e la Direcția de Dezvoltare. Am considerat că bugetul județului Călăraș să fie un buget care să cuprindă dezvoltarea sănătății în continuare. Avem pe toate spitalele depuse peste 100 de milioane de RON, depășind 21 de milioane de euro, dezvoltare în care Consiliul Județean va veni cu o cofinanțare de 10%. Pe drumul județene ne propunem în anul 2019 să continuăm depunerea de proiecte. Avem pe ADR 3 Sud Muntenia depus 201B, un drum județean, în care e de 30 de milioane de euro. Continuăm să depunem proiecte pe 36 pe Suierd. Avem în analiză pe Suierd anveloparea spitalului, care e în valoare de 98 de milioane de RON. Încercăm în continuare să venim cu sprijin și finanțare în sportul călărășean. Ați văzut și în dezbaterea de astăzi cu consilieri județeni. Își doresc să continue finanțările în sport, dar cer și ceva în schimb, ca generația nouă de copii să fie și ei băgați în seamă și să putem să le asigurăm condiții cât mai bune. Cred că aș putea să spun sănătatea, infrastructura, sportul sunt prioritățile Consiliului Județean. N-am uitat și cultura, cultura fiind Palatul de Cultură, Palatul Prefectural, că considerăm cel mai important monument de cultură al județului Călăraș. Am demarat și cu aprobările de astăzi, pe aprobarea conform ordonanței 114, să putem să adaptăm și să scoatem la licitație construcția Palatului Prefectural din sursele proprii ale Consiliului Județean. Astea sunt obiectivele propuse, obiective cu un echilibru care să poată să mulțumească fiecare zonă a județului Călăraș. Ne dorim în continuare să finalizăm și drumul de la Siderca, așa cum am prezentat și filmul pe care proiectantul ni l-a propus și ne-l realizat în 3D. Toate astea sunt obiectivele majore ale Consiliului Județean. Aici, domnul Grama, aș vrea să prezentați domnului județene, fazele domnilor județene pe infrastructură pe care Consiliul Județean le are astăzi în mai multe, în diverse zone de dezvoltare. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți și așa cum a spus și președintele, întotdeauna ne-am dorit ca infrastructura, educația și sănătatea să fie prioritatea pentru județul Călăraș. Am început să depunem proiectele începând cu 2017 și 2018, proiecte care se referă strict la infrastructură și care acoperă circa 220 de kilometri de drumuri județene. O parte dintre proiecte se află la acest moment, cum este cazul DG411, care se află cu ordinul de începere dat. DG402, proiectul pornit în 2017 și semnat, cel de 29 de milioane de euro, este încheiată licitația, urmând să declarăm câștigătorul și să primească ordinul de începere. Drumul județean 403 este în evaluare. Cele două drumuri județene, 201B, cel de 30 de milioane la care a făcut referire și domnul președinte, este în fază de precontractare. Am depășit, este declarat eligibil, doar că în acest moment proiectul se află la, contractul de finanțare se află la redactat la AME. Drumul județean depus deja pe sus din 2017, 306, care a depășit și toate etapele, declarat și acesta eligibil și admis spre finanțare. Mai avem ultimul drum județean, 211, care tot la fel se află în evaluare. Deci încercăm să dezvoltăm infrastructura pentru a dezvolta județul și pentru a crea condiții normale și a crea beneficii pentru viitorii investitori pe care, într-adevăr, ne dorim cu toți să-i așteptăm la Călăraș. Mulțumesc, domnule director Grama. Aș vrea să fac o introducere până să
ne puneți întrebări, să fac o introducere. Avem la capitolul sport aprobat 6 milioane de RON. Aici intră și cele trei echipe care sunt divizionare C, modelul Borcea și Oltenița, iar restul sumelor se duce către performanța echipei Dunărea Călăraș. Să vă zic, bine ați venit, domnule Dinu, să zic, domnule președinte Florin Brișan. Cred că Consiliul Județean a făcut tot ce putea să facă, a menținut bugetul pe care l-a avut aprobat în anul trecut, l-a menținut și în 2019. Acum întrebările celor care sunt prezenți aici, ziariștii noștri din Călăraș, așteaptă multe întrebări de la noi și multe promisiuni. Ce facem noi cu echipa Dunărea Călăraș, dacă putem să o menținem în divizia națională? Și aici aș lua-o cu domnul Brișan și cu domnul Dinu după aceea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc și pe această cale pentru sprijinul acordat în anul care a trecut și să fiu sincer că fără sprijinul noastră nu știu unde eram acum. Vă mulțumesc de asemenea pentru încrederea dumneavoastră și a consilierilor județeni pe care ne-o acordați în viitor și eu la rândul meu vreau să vă asigur că vom face tot ceea ce ține de noi pentru a rămâne în Liga 1 și a reprezenta cu cinste acest județ. Mai trebuie să spuneți presei, sunteți cu toate datoriile la zi, cu salariile la zi, ce datorii sau ce obligații financiare are clubul la ora actuală? Sunt datorii curente, nu sunt nici către ANAF, mă rog, nici către... Sunt datorii curente, noi am depus deja dosar de licențiere pentru ediția următoare de campionat. Mai mult decât atât, spuneați de centru de copii și junior, vreau să vă anunț că am depus dosar pentru omologarea Academiei de Fotbal Dunărea Călăraș. Este un prim pas în atragerea a cât mai multor tineri către acest sport, a tinerilor călărășeni. Aici a fost o discuție de mai pe larg. Ce face județul Călăraș pentru tinerii sportivi ai județului Călăraș care să ajungă și ei, după ce trec etapele de juniorat, da, să ajungă să joace la echipa Dunărea Călăraș. Am povestit că avem un jucător împrumutat de la Steaua București, e vorba de Simion, care l-a împrumutat, da, clubul Dunărea Călăraș. E singurul călărășan care joacă în echipă. Consilierii județeni, pe bună dreptate, cer ca noi să facem efortul să dezvoltăm și zona de juniori a echipei Dunărea Călăraș, să putem să găsim viitoare talente, să le putem integra în echipă. Este adevărat, așa cum știți, probabil s-a pornit acum 2 ani de la un număr de 70 de copii legitimați. Acum deja avem 7 grupe însemnând în jur de 160 de jucători legitimați și continuăm. Prin depunerea acestui dosar urmează să mai formăm alte grupe de copii și juniori, începând chiar de la 8 ani, ceea ce este foarte important. Această clasificare făcută de Federația de Fotbal va presupune și o contribuție din partea lor pentru sprijinirea acestor centre. Da. Mulțumesc, domnul Florin Brișan. Domnule Dinu, domnule director Dinu, ați venit la Călăraș într-un moment foarte dificil pentru echipa Dunărea Călăraș. Ce șanse avem astăzi, tehnic sau teoretic, să ne putem salva de la retrogradare? Bună ziua. Subiectul e ca dumneavoastră legat de activitatea la nivel județean și aici ați vorbit de echipa de Liga 3, de Centrul Junior și Copii. O să dea și mie voie după ce să vorbesc puțin. Important este ca prima echipă județului, echipa Fanion, să continue în viitor în Liga 1. Nu este un moment ușor, este un moment foarte greu. Suntem 6 echipe din țară care ne luptăm pentru a evita cele 2 locuri care duc automat în Liga 2. Șansele, zic că sunt în clipa de față aproape egale pentru toate cele 6 echipe și numai de noi depinde să rezolvăm această situație. M-a spus și domnul Brișan, financiar lucrurile sunt sub control și chiar foarte bine în comparație cu alte grupări. Vom face tot ce depinde de noi și în echipa să ne salvăm și, nu știu, prima dată ne întâlnim, eu vă garantez că ne salvăm. Asta să nu faceți publică, să rămâne așa între noi, dacă se poate. Da? Mulțumim! Nu, aș vrea să mai vorbesc puțin, dacă îmi dați voie, de această piramidă fotbalistică care trebuie construită în Călăraș, în județul Călăraș. Eu zic că județul are potențialul de a aduce o echipă în Liga 3, una în Liga 2 și una în Liga 1. Fără această piramidă nu se poate, eu știu, dezvolta acest joc la nivel care să facă și performanță.
O masă de copii, eu zic că e destul de mare, suficientă pentru a alege pe cei talentați și cei care iubesc acest sport să lucreze, să muncească pentru a ajunge sportiv la performanță. Deci, pe termen scurt, dacă lucrurile vor fi în regulă, anul viitor vom încerca cu cele trei echipe de Liga a doua să construim undeva o echipă care să, cu jucători de aici, de la Călăraș, care să promoveze în Liga a doua pentru a crea această piramidă. Este cel mai ușor lucru ca acești copii care termină junioratul să aibă unde să continue activitatea un an, doi, trei și cei care sunt, într-adevăr, sunt pentru performanță să vină la prima echipă a județului. Mai mult deocamdată, n-am ce să vă spun, mi-ar face plăcere să ne întâlnim pe, la mijlocul iunie și să ne strângem mâna pe stradă ca mai departe echipă de Liga 1 și încă o dată vă spun eu, vom fi Liga 1. Da. Mulțumim, domnul Dinu, mulțumim pentru încrederea pe care o dați echipei, înseamnă că ne-am salvat. Dacă ne salvăm, înseamnă că menținem numele de Călăraș în scena națională pe toate posturile de televiziune. Întrebări? Referitor la numele Călăraș. Spuneam domnul Brișan că e vorba de un dosar de licențiere pentru o academie. Știu că era Bunescaveț un proiect. Da. Știu că era vorba de construcția unui microhotel acolo. S-a discutat odată și poate vă dau eu o idee de achiziția unui autocar. Răspund eu, da. Domnul Decebal, noi astăzi avem în analiză, în curtea municipiului Călăraș, locurile sau spațiul e foarte restrâns, să mai putem gândi și un hotel. Avem acum preocupări, suntem în discuții cu Federația să ne punem într-o listă către Compania Națională de Investiții, să putem la unitatea militară de la poligon să facem un complex sportiv, unde să putem realiza un stadion de 20.000 de locuri, stadion agreatul IFA, să putem să intrăm în zona terenurilor de fotbal care pot fi folosite în viitor pentru competițiile europene. Pe termen lung, dar toate astea se fac cu Federația. Suntem în discuții cu Federația să ne pună pe listă către CNI. Nu vor fi finanțate decât anumite județe, echipe care să poată, au echipe în divizia națională, să poată să fie și folositoare aceste stadioane, nu să le construim fără să n-aibă ce să joace pe ele. Și suntem pentru acest complex sportiv să depunem pe Compania Națională de Investiții, unde va avea și acest hotel de care tu vorbești acum, va fi parte al acelui complex sportiv. Și autocarul? Autocarul vom lua în decurs de 4 luni de zile pe Centrul Județean de Cultură, unde va avea, să spunem, o colaborare cu echipa de fotbal. Găsim o variantă și o aprobare a Consiliului Județean să putem să ducem echipa în deplasările. E prins în buget, da? Centrul Județean de Cultură e prins în buget dezvoltarea, cum a avut și cei 2 ani care au trecut și nu s-a putut, să spunem, face această achiziție cu acest autobuz și multe alte materiale pe care Centrul Județean de Cultură are nevoie pentru a putea să fie reprezentativ la nivelul județului Călăraș. Ce vreau eu să completez este că dosarul de licențiere, sunt două dosare de licențiere. În primul rând, dosarul de licențiere pentru clubul de Liga 1, pentru AFC Dunărea Călăraș. Documentele au fost depuse pe 2 mai, vom susține acest dosar și mai mult ca sigur vom obține licențierea. Al doilea dosar despre care vorbeam este dosarul de licențiere pentru Academia de Fotbal. Asta nu presupune neapărat ce spuneați, mini-hotel și autocar. Deci, păi, interesează criteriul sportiv, sunt mai multe criterii acolo. Criteriul de infrastructură, e vorba de terenul de antrenament și de joc, pe care le avem la ora aceasta, e drept că pot fi îmbunătățite, dar ele sunt în regulă. Puteți prevedea bani special din buget pentru această academie? Adică să știe sigur, domnule, ăștia-s banii pentru academie? Sigur că da. Deci nu la grămadă. Nu, nu, nu. Din bugetul alocat de Consiliul Județean, în mod cert, o sumă merge pentru academie, da. Special este. Și această sumă undeva se învârte în jur 150-200.000 de euro, maxim. Da. Plus ce mai obținem de la Ligă și de la FRF. Da. Alte întrebări? Ați numit astăzi managerul interimar, sau mă rog, ați votat. Ce așteptări aveți de la Centrul de Cultură și Creație, despre subordonată? Așteptările pe care le-am promis eu în campanie electorală în 2016, că dacă voi veni, voi încerca să arăt că Centrul Județean de Cultură va avea reprezentativitate în fiecare localitate, va avea legătură cu satul românesc și cu toate orașele și municipiile, toate valorile pe care
cultura astăzi le poate dărui, acest centru cultural să poată să le sprijine, să le strângă sub o singură cupolă și să fie reprezentativi la nivel județean, național și european. Ce s-a întâmplat de când am venit aceste lucruri, să spunem, în discuții cu doamna director, au fost niște nerealizări și împreună de comun acord am decis că e mai bine să găsim o altă variantă, să predea ștafeta către un alt manager pentru binele instituției pe care o conduc. Sunt realizări pe care mi le asum și eu că în acești 2 ani nu le-am putut duce la bun sfârșit așa cum am făcut promisiunile, dar pentru bine cetățenilor din județul Călăraș e nevoie să fac această schimbare pentru a da un puls și o altă, să spunem, dorință de reușită în județul Călăraș. Înțeleg că vorbiți despre valorificarea tradițiilor din mediul rural, special, nu? Nu numai tradiții, discutăm și copiii valoroși cu talent care să poată să-i preia la nivelul Centrului Județean de Cultură și să putem să facem, începând de la dansuri reprezentative cu tradiții, începând de la soliști, începând de la cercuri de pian, deci, artiști, mărim organigrama după o evaluare făcută de către noul director al Centrului Județean de Cultură. Și spațiul? Spațiile vrem să facem protocoale de colaborare cu Lehliu, cu orașul Lehliu și cu municipiul Oltenița. Ei au centre culturale care ne pot permite să putem să ne deplasăm și teritoriul, nu să îi aducem tot timpul la Călăraș, să putem să colaborăm pentru a identifica și a putea să reușim în acest plan cultural pentru județul Călăraș. Proiecte majore bugetate pentru 2019, în afară de Floarea Mare și Flori de Mai? Cred că aici trebuie să facem o conferință de presă într-o săptămână la Centrul Județean de Cultură și toate întrebările astea să vă răspundă noul director, pe care nu numai ceea ce găsește în desfășurarea programului Centrului Județean de Cultură, trebuie să aducă și ceva în plus și trebuie să și propună ce va aduce în plus pentru cetățenii județului Călăraș. Vreau să vă întreb dacă se poate despre drumul acesta de intrare în Călăraș, drumul Zinal, cunoscut, bine spus așa. Ideea era dacă el este achiziționat de dumneavoastră și de ce primăria se opune, poate pe bună dreptate, poate nu, unor investiții pe care le preconizați să le realizați. Eu, ca ales al județului, sunt obligat să fac niște reparații. Eu consider că fac o reparație care n-a fost făcută în anul 2014 pe gratis și a trebuit să o fac cumpărând cu 2 miliarde și 600 de milioane, cumpărând în acel drum. S-au făcut foarte multe, începând de la notar până la tot ce a însemnat oameni care s-au implicat. În anul 2005 s-a realizat un drum, începând de la Piscicola până la Biserica de la Volna. S-a asfaltat în 2 zile sau în 3 zile acel drum, procesul verbal, ca să poată să pună în legalitate acel drum, procesul verbal de la acea dată a avut și incinta combinatului siderurgic ca predare către Compania Națională de Drumuri Național. Predând acel drum, nimeni nu s-a uitat, atunci la momentul ăla nu era cărți funciare și nu se lucra cum legislația s-a modificat în 2007-2009, când te obligă astăzi nu mai poți să faci un proces val de predare între autorități fără să existe carte funciară. Atunci nu exista acea, să spunem, acest instrument, cartea funciară, care să definească dacă e proprietatea municipalității. S-a predat către Compania Națională de Drumuri Naționale, după care Compania Națională de Drumuri Naționale l-a decontat acel drum greșit, pentru că porțiunea aceea era proprietatea Siderca și la momentul ăsta Compania Națională de Drumuri Naționale l-a predat înapoi spre administrarea municipalității. Și municipalitatea are administrarea acestui drum, dată de Compania Națională, prin hotărâri, sunt 2 hotărâri de guvern. Una de preluare și una de predare. Noi îl vom repara și îl vom pune în circulație așa cum ar trebui să arate fiecare drum, nu numai din municipiu, și din județul Călăraș, cum ne stăduim să le facem practicabile și în condiții bune să circule toți călărășii, așa îl vom face și pe acest drum, după care îl vom preda municipalității, pentru că așa spune legea. Legea spune că pe teritoriile administrative ale OAT-urilor, că e drum național, drum județean, ele de drept vor fi în administrarea OAT-urilor. E vorba de dezăpezire, e vorba de întreținerea lor, chiar dacă noi îl vom repara, după care împreună cu ministerul. Ce perioadă va face această reparație? Până în 1 octombrie acest drum va fi finalizat. Și când va apuca? Când va începe? Va începe peste o lună, cred că după 20 mai va începe această lucrare. Pentru că ea trebuie să treacă procedurile.
Poftim? Aveți o estimare? Da, proiectul tehnic are o estimare. Nu pot să vă dau valoarea acum. Dacă Direcția de Dezvoltare știe valoarea... Ruda s-a discutat și... Nu, e dat prin delegare. În Consiliul Județean, Societatea Drumuri, fiind acționar unic, Consiliul Județean la Drumuri și Poduri S.A., noi am dat în delegare toate lucrările de reparații către drumarul nostru. Și acest drumar are aceleași soare către Drumuri și Poduri. L-am dat în delegarea de gestiune spre reparare acestui drum. Nu facem mare lucru decât intervenim cu covor asfaltic nou. El are covor asfaltic și vom veni cu zone de pădure, care prin proiectul tehnic legea permite să mergem pe reparații, nu să venim cu autorizație de pădure. Să puneți la dispoziție lista cu toate investițiile, termenul în care s-a avut și când sunt finalizate, că s-a discutat și în ședința. Consilierii județeni ce au votat astăzi? Bugetul județului Călăraș, care este în sumă de 36 de milioane de euro, repartizat pe capitole bugetare și pe susținere. Nu, privește acest drum. Nu, l-am prezentat, n-au votat. La drumul, l-am prezentat că au votat în ședința trecută, trece aprobarea lui, aprobarea lui ca drum, clasificarea lui. Nu, l-am cumpărat. După cumpărare, l-am clasificat drum județean 306A, că e în vecinătatea unui drum județean 306A, după care l-am dat în delegare de gestiune către Drumuri și Poduri să-l aducă în condițiile de trafic, așa cum e normal să circulăm pe un drum reparat. O estimare cam cât va costa aceste reparații cu piste și... O estimare, nu am plăit, o estimare cred că costă în jur de 400.000 de euro. Cu tot ce înseamnă balustradele de galvan, cu tot ce înseamnă separatoare de drum. În următoarea ședință veți avea acest proiect? Nu va mai fi la nivelul Consiliului Județean. Trebuie să-l aprobe Drumuri și Poduri, proiectul tehnic, prin Consiliul de Administrație și prin Adunarea Generală, pentru că noi nu i-am asigurat prin ședința asta buget de 18 milioane de ron către drumuri județene. Din acești bani care le-am aprobat astăzi prin buget, ei sunt obligați să ne facă reparațiile și ceea ce noi îi cerem să facă pentru drumurile județene din județul Călăraș. Dacă nu se poate să încadreze în această sumă? Păi da, dar pe 400.000 de euro e vorba de 2 milioane. El are 18 milioane. Repartizați astăzi. Ce lungime are drumul? Drumul are lungime de să-i dăm două porțiuni. Maxim 2000 de metri. Nu. 1400 de metri. 1400 de metri, 1,400 km. Deci de la Silvotor până la Pișicol. Nu până la Pișicol, până la ieșire din combinatul siderurgic, pentru că am luat proprietatea lui Siderc. Porțiunea aceea de 865 de metri n-am reușit. Am făcut o ședință în urmă cu un an de zile și am trecut un domeniu public al județului când am vrut să cumpărăm prima dată și erau sarcini la OCPI, n-am putut să-l cumpărăm că avea sarcini. Deci va fi până la sensul giratoriu? După sensul giratoriu, de la Donalam, mai mergem o porțiune, cred că de 200 de metri și acolo ne oprim. Poarta de intrare unde era odată la combinatul siderurgic. Și ce unde era stația de pompieri acolo? După stația, nu. Intrăm de la Piscicola, firma lui Nelu Mușea. Acolo se oprește? Acolo se oprește, da. Și e drum național? E drum național clasificat. Deci e clasificat și drum național, dar am clasificat și noi, conform actelor de vânzare, cumpărare, drum județean. Porțiunea cumpărată în interiorul combinatului. Pe filmul de prezentare am văzut că soluția aleasă este de două benzi pe sens. Așa este, da. Așa va fi? Așa va fi, două benzi pe sens. Și a spus ceva că nu are nevoie de autorizație de construire fiind trecută reabilitarea. Îmbunătățire bituminoasă, IBU se numește. Dar tehnic cum se va face? Acea de-a doua bandă, mă rog, că el trebuie extins. Păi există acea a doua bandă, deci noi am cumpărat 21 de metri lățimea drumului pe care l-am cumpărat. Deci două cărți funcționale cu lățime de 21 de metri. Cu separatoarele de pe mijlocul acestui drum, practic trebuie să asfaltați încă două benzi pe sens. Asfaltul actual trebuie scos de acolo, nu? Nu, vor veni cu reparații, nu venim cu construcție de a demola și a scoate autorizația de construcție pentru o soluție simplă, venim cu îmbunătățire bituminoasă, cum prevede legea acum, cum facem și pe drumurile județene. În județul Călăraș, noi avem astăzi, anul trecut, cred că avem 17 km de drumuri județene pe îmbunătățire bituminoasă. Din drumuri de pământ venim cu soluția asta, pentru că prevede legea, îmbunătățire bituminoasă și facem acest drum cu 4 benzi. Ne lățim cu încă două benzi, una pe stânga, una pe dreapta. Și îl facem cu 4 benzi și punem și pe cel existent încă un strat de uzură de asfalt. Care este stadiul dosarului cu puști angajați?
care i-ați dat afară? Ați făcut apel? Nu, ei sunt în preaviz, deci sunt cei care au preavizul, așteptând să se pronunțe pe fond și după care, în funcție de hotărârea judecătorească... Cele două hotărâri. Păi sunt hotărârile suspendate, dar dispozițiile președintelui și cu accesorile n-au fost suspendate. Da, dar ați pierdut în prima fază, suspendarea. Nu, suspendarea, da, suspendarea hotărârii n-a mai continuat. Am făcut recurs, n-a mai continuat, am făcut recurs, dar n-a mai continuat procedura de examinare a celor care vor rămâne și vor pleca. Și dosarul Stelică Bombă e suspendat de instanță, da? Până adică hotărârea Consiliului Județean. Hotărârea Consiliului Județean de continuare a procedurilor de concesiune e suspendat. Până la judecarea ei pe fond, că el trebuie să aducă dovezi că acea proprietate nu e a Consiliului Județean, el susține că e a lui Piscicola. Și ați făcut recurs și la asta sau nu? Păi adică da, s-a pronunțat? Nu, stai puțin, acum ne judecăm pe fond. Noi trebuie să facem dovezi. El a spus că nu e al nostru terenul, prezentând un contract că l-are cu Piscicola, spunând că e al lui Piscicola acel teren. Noi ne ducem în instanță cu cărțile funciare și cu documentele care se ateste că noi suntem proprietarul și atunci lucrurile se vor lămuri. Așa e legea în România. Mai amânăm încă jumătate de ani de zile să putem să punem în circulație bunurile ale Consiliului Județean. Un contract în derulare cu Piscicola, asta e invocația. Da, da, un contract pe o proprietate a Consiliului Județean care n-a fost băgată în seamă timp de 20 de ani. Acum când am venit să le pun, s-a supărat. Domnul Grama, aparatul administrativ, clădire de patrimoniu. Da. Care este statul proiectului de reparații? Dacă ați observat pe lista de investiții aprobată astăzi, este trecută inclusiv proiectare plus execuție. Proiectul la momentul ăsta este depus la CNI. Am încercat să grăbim puțin lucrurile și conform legii, ordonanței care 114 am actualizat devizul, fiind un monument clasa A, și încercăm prin clauză suspensivă să scoatem la licitație PT-ul cu execuția. Iar dacă la momentul, să estimăm luna septembrie, acest contract nu va fi încheiat cu CNI-ul, va fi finanțat exclusiv prin bugetul Consiliului Județean. Dacă va fi finanțat și lucrările vor fi pornite, atunci vom considera aceste sume alocate ca și contribuția proprie a Consiliului Județean, cofinanțare. Deci anul 2019 va fi un an în care vor începe lucrările. Completez. Noi am prevăzut deja în bugetul de anul 2019, am prevăzut 1.900.000 pentru prefectură. Vom începe pe 1.900.000 prevăzuți acum licitația și vom continua să finanțăm în condițiile în care nu primim finanțare, că suntem și pe Compania Națională de Investiții, pe lista sinteză și s-ar putea să apărăm în ordinul ministrului, indiferent că vom cheltui 2 milioane, 3 sau 5 milioane, e bine să cheltuiți din bugetul Consiliului Județean, pentru că noi avem sume eligibile de cheltui pentru aripa existentă acum, pe exterior trebuie să cheltuim cel puțin 1.500.000 de euro, sume neeligibile pe care trebuie să le asigure Consiliul Județean ca și cofinanțare. Se vor considera cofinanțare. În proiect și ce corpuri sunt trecute? Ambele corpuri și... Nu. Decât partea din față și partea laterală dinspre București. Adică cealaltă geam. Cealaltă geam, da. Doar că, dacă îmi permiteți, doar că CNI-ul ia în calcul fațadele și acoperișul tot unitar. Păi, corpul de sud nu are fațada făcută în momentul ăsta. Deci noi vorbim de prefectură ca un obiectiv întreg. Pune deci Consiliul de Țară sub de bani. Nord și exteriorile pe toate clădiri. Da, dar nu le va finanța CNI-ul, le va finanța Consiliul de Țară în parteneria cu CNI-ul, pentru că ei spun ce reabilitat trebuie să veniți cu cofinanțare, pentru că s-a intervenit deja acolo de constructorul vechi. Credeți că veți reuși să-i dați strălucirea și importanța pe care a avut-o această clădire de-a lungul vremii până să ajungă în stadiu? Dacă Dumnezeu mă ajută să mai iau un mandat, nu numai prefectura, multe lucruri o să aibă viață în Călăraș. Consiliul Județean încă un mandat? La Consiliul Județean să mai iau un mandat. Cu clădirea Rom-Telecom, spuneți și da, suntem în discuții cu cei de la Rom-Telecom. Clădirea Rom-Telecom, la momentul ăsta, ne-a făcut o ofertă de 10 euro pe metru, poate să închiriem toată clădirea. Noi le-am dat un răspuns că e o chirie foarte mare pentru Călăraș și le-am propus în felul următor. În condițiile în care vom accepta o chirie, să spunem, mai mare decât piața,
dorim ca chiria să fie considerată ca plata avans pentru cumpărarea acestei clădiri. Să fie considerată și suntem în discuții cu Romtelecom, cu divizia de patrimoniu a Romtelecomului. Vor, am văzut un singur, cu un interes să scape de ea. Adică, mutăm Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului. O vom muta lângă noi. Nu, procedurile, noi vrem să facem un prim pas. Închirierea, ca să se consideră ca sumele care le plătim în chirie să devină plată a avansului pentru cumpărarea ei, iar noi să intervenim cu reparații rapide ca până în luna septembrie-octombrie să mutăm Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului lângă noi, Consiliul de Țară, unde deciziile și lucrurile care se întâmplă în zona protecției copilului să fie aproape de Consiliul de Țară.